Bună ziua și bine m-am regăsit! În această etalare vom vedea ce au cărțile de spus despre situația voastră. Nu avem un subiect anume, deci titlul îl voi alege ulterior după ce termin această etalare ca să văd și eu despre ce va fi vorba aici. Ok. Dacă simțiți să apăsați pe acest videoclip, înseamnă că simțiți că vor fi anumite informații care vor rezona cu voi. Nu pentru toată lumea se vor aplica informațiile cap-coadă. Este un videoclip bazat pe energie colectivă. Dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Așadar, să trecem la treabă. Să vedem ce se întâmplă pentru voi. Vom alege întâi trecut, prezent și viitor ca să vedem exact care e situația în care voi vă regăsiți. Sincer, aici pe voi vă văd pe... Sincer, în principiu am femei, deci aici în majoritate veți fi oricum femei. Ideea este că aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că voi ați fost plin de speranță în legătură cu manifestarea unei anumite situații, unei anumite relații, unui anumit rezultat în viața voastră și totuși văd că în această perioadă voi ați cam rămas un pic fără speranță. Este pur și simplu faptul că voi aveți tendința de a vă orienta mai mult pe energia trecută decât pe a crea un nou viitor pentru voi. Și în momentul în care se întâmplă ceva și manifestăm ceva, este un pic cam... Nu prea ok să ne raportăm la trecut. De ce? Pentru că această situație nouă ne e dor de ea. Când ne e dor de o situație și manifestăm, se produce sentimentul de lipsă și începem să manifestăm lipsă în loc de abundență. Ceea ce văd la voi este mai degrabă faptul că voi veți reuși totuși destul de repede să vă puneți pe picioare și să aveți încredere că Universul vă va oferi ceea ce aveți nevoie. Vă văd într-o energie care se va schimba destul de curând în bine și care vă va ajuta să manifestați tot ceea ce dumneavoastră doriți. De asemenea, aș putea să zic că în perioada imediat apropiată va fi o perioadă destul de norocoasă pentru voi și tot ceea ce ține de abundență, prosperitate, dar și noi interese romantice pot apărea în jurul vostru. Dar asta nu înseamnă neapărat că se manifestă încă o persoană, să zice persoană menită sau lucruri de această natură, ci pur și simplu încep să fie anumite semne, cum că sunteți pe drumul cel bun, cum că faceți ceea ce trebuie și lucrurile ajung la un rezultat mult mai benefic pentru voi și de aceea vă crește și vă optimismul. Ok, hai să vedem. Situația. Ok. Asta e interesant. Două secunde să mut cărțile să se vadă un pic mai bine. Și o să zic eu de ce mi se pare interesant. Ok. Vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Văd că, deși voi ați fost și sunteți destul de triști, pentru că am văzut asta în energia prezentului, vreau să zic că foarte curând apare deja un semn din partea unei persoane. O persoană pe care, sincer, eu o consider nouă, o persoană cu care voi urmează să începeți o situație. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că și voi ați suferit foarte mult în trecut, dar și această persoană. Este ca și cum fiecare dintre voi a suferit în relații destul de similare, dar este ca și cum niciunul dintre voi nu neapărat avea o speranță față de această situație, nu neapărat avea o speranță față de voi sau față de această anumite conversații între voi. Este ca și cum niciunul nu avea neapărat o dorință, se simte o apatie, o dezamăgire, supărare în principiu de partea amândurora, dar iată că apare o bucurie neașteptată și anume faptul că voi și această persoană v-ați găsit. Este ca și cum voi v-ați găsit într-o sau vă găsiți într-o circumstanță total neașteptată, într-un...
nu știu, cumva totul se întâmplă pe repede înainte și totul se întâmplă ca și surpriză. De asta este un element de surpriză pentru ambele părți și este ca și o compatibilitate și o rezonanță care este destul de ieșită din comun. Sincer, aici este posibil ca voi și această persoană să vă întâlniți la un drum sau este posibil să vă găsiți în timp ce voi vizitați pe altcineva sau această persoană vizitează pe altcineva și întâmplător vă întâlniți, dar este ca și cum totul merge foarte ok, totul merge foarte bine, dar este ca și cum interacțiunea asta este destul de scurtă și după există sentimentul de pierdere din nou. Atenție foarte mare, pentru că după ce se întâmplă sentimentul de pierdere încă o dată, nu cred că, nu, cum să explic? Nu cred că asta e pierdere în sensul că nu mai țineți legătura, ci pur și simplu faptul că voi în sfârșit ați găsit o persoană cu care să vă simțiți bine, cu care să simțiți că rezonați, cu care să simțiți că lucrurile ar putea merge într-o direcție și din diferite motive, din diferite circunstanțe, această perioadă scurtă de întrevedere, de cunoașterea voastră nu poate dura foarte mult. Asta nu înseamnă că se încheie lucrurile, ci pur și simplu că evoluează un pic mai lent. Dar atenție, pentru că în viața voastră ar putea să revină un partener din trecut și de ce zic un partener, pentru că aici avem amantul și atenție că acesta va avea tendința să intre în viața voastră, dar să intre cu discuții, cu certuri, ca și cum această persoană este destul de posesivă asupra voastră și nu acceptă faptul că voi puteți să fiți fericiți fără această persoană. Nu neapărat trebuie ca voi să fi publicat ceva cu această persoană, pur și simplu această persoană cumva simte energia voastră, că sunteți cu altcineva, că vă simțiți bine cu altcineva și această persoană la scurt timp apare pentru a-și vărsa nervii, pentru a crea un scandal, pentru a crea ceartă, pentru a crea discordie. Motivul real pentru care această persoană creează această situație este mai degrabă că simte că vă pierde și că simte că a făcut-o lată de tot. Aici s-ar putea ca această discuție, această ceartă să se întâmple mai degrabă prin mesaje scrise. Nu cred că neapărat voi veți mai dori această persoană. Este ca și cum voi ați acceptat în cele din urmă încheierea acestei situații și abia atunci se trezește și acest partener. Pe voi vă văd că sunteți într-o energie plină de prejudecăți, dar nu într-un sens negativ, ci pur și simplu în sensul în care mi-ai făcut asta și asta și asta și tu te aștepți ca eu să te mai primesc înapoi, nici vorbă. Cam așa se simte energia voastră. Dar această persoană nici nu văd că renunță la voi. Problema este că această persoană va insista cu mesajele, va insista să revină în viața voastră, va insista să facă diferite gesturi, va încerca să se apropie de voi, va încerca să vă facă anumite cadouri, chiar dacă până acum, de exemplu, nu era o persoană care să fie foarte atentă la chestiunile romantice, acum brusc devine pentru că simte că v-a pierdut și face tot ce stă în putere pentru a vă recâștiga. Un pic de atenție, pentru că aici vor fi două energii masculine care o să se bată cap în cap. Deci, nu neapărat că o să interacționeze direct, dar o să se simtă cumva. Este ca și cum ceva se simte și de partea persoanei noi, de partea voastră, că ceva nu este în regulă. Atenție cu gelozie și cu inamic, atenție foarte mare, pentru că persoana veche nu vine neapărat cu intenții mai bune, nu neapărat se schimbă, nu neapărat se îmbunătățește, dar încearcă să facă tot felul de gesturi ca pe voi să vă tragă înapoi. Sincer, nu cred că voi mai sunteți în etapa în care să mai iubiți atât de mult această persoană sau să vă mai doriți atât de mult ceva cu această persoană, dar există un fel de confuzie pe care această persoană o generează în mintea voastră și cumva caută să arunce toată vina asupra voastră, chiar dacă sunt anumite lucruri pentru care voi nu sunteți vinovați, dar aveți tendința de a încerca atât de mult să faceți lucrurile să funcționeze încât câteodată voi acceptați și vina celorlalți și o luați asupra voastră. Nu este cazul să mai faceți asta, nu este cazul să acceptați lucrurile astea, nu este cazul să acceptați această persoană. Cu ceva bani și copil, atenție foarte mare, pentru că această persoană s-ar putea să zică, hai să ne împăcăm, hai să facem un copil, hai să rezolvăm lucrurile, hai să ne mutăm împreună, hai să facem lucrurile să meargă acum. Nu cedați în fața lucrurilor ăstuia. Nu cred că veți avea oricum tendința să cedați, dar este ca și cum această persoană vrea să demonstreze o căință într-un termen foarte scurt și problema este că la cum așează lucrurile, la cum spune, cumva vrea să întoarcă totul împotriva voastră. Dacă voi cedați acum, comportamentul său de a arunca totul în spatele vostru va continua. Nu cred că voi mai puteți continua ceva cu această persoană, nu cred că voi puteți avea o căsnicie, o situație, o relație armonioasă cu această persoană
și cred că sunteți foarte conștienți de asta și de asta cred că voi în general nici nu prea vă uitați înapoi după această persoană, dar și această persoană conștientizează că v-a cam pierdut, că a făcut o lată și că există foarte, foarte mare risc ca altă persoană ca voi să nu mai găsească în această viață și este foarte conștientă această persoană că diferența dintre voi și alți sau alte potențiale partenere este destul de mare și nu prea îi convine să găsească persoane care nu se pot compara cu voi și atunci nu se convine deloc să accepte de asta. Așteptați-vă ca această persoană să persiste cu gesturi față de voi, cu a încerca să comunice, cu a încerca să vă bage în seamă, să vă facă complimente, toate lucrurile astea pe care anterior probabil nu le-a făcut niciodată. Dar acum, pentru că se vede la risc, e în stare să facă orice persoana asta pentru a vă obține înapoi. Nu este cazul să o țineți cont de ea. Nu este cazul să o băgați în seamă. Nu este cazul să o, nu știu, să-i răspundeți la mesaje. Dacă într-adevăr vreți să clarificați niște lucruri, ok, clarificați, dar după lăsați lucrurile așa și nu încercați să găsiți soluții acum pentru anumite lucruri. Nu, clarificați și treceți mai departe, pentru că altceva nu se schimbă în legătură cu această persoană. La baza pachetului avem nenoroc, boală și gând. Această persoană ar putea să dea vina pe probleme de sănătate, pe alte persoane, pe lucruri care nu merg bine în viața sa pentru a cumva încerca să demonstreze că ceea ce a făcut, a făcut cu un anume motiv, chiar dacă nu a fost cel mai corect lucru față de voi. Încercați să nu aveți senzații de părere de rău pentru această persoană, să nu vă fie milă de ea, nu este cazul, pentru că nu este o persoană care să vrea să fie acolo pentru voi, este o persoană care vrea să ia și să ia și să ia. Aici cu bani, preotul și loialitate, un pic de atenție și o să explic de ce, pentru că la cum se simte această energie este ca și cum această persoană vrea să profite cumva financiar de pe urma voastră. Nu pot să-mi dau seama exact cum sau în ce context, dar chiar dacă unii dintre voi nu considerați că ar avea cum sau de ce, există totuși un motiv pe care această persoană vrea să îl aibă de la voi. Cu iubire, ofițer și falsitate, atenție foarte mare pentru că această persoană care vine extrem de rapid, că vrea situația să evolueze, să devină mai stabilă, ca să zicem, brusc vrea și căsătorie și copil și tot acum, atenție că persoana asta o face din motive de falsitate, nu este o persoană care să vrea lucrurile astea cu adevărat, vrea doar să vă țină acolo și pe voi cumva caută să vă mintă cu chestia asta, ca și cum ați fi niște copii mici și voi credeți orice dacă zice că vă dă o bomboană. Cu călătorie, casă și dorință, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că vă puteți trezi chiar și cu această persoană la ușă, este bine să fiți conștienți că această persoană nu are cele mai bune intenții, iar în contextul în care voi aveți de gând să rămâneți nemulțumiți în această situație cu această persoană, lucrurile nu este că se vor schimba, pentru că știți foarte bine cu cine aveți de-a face, nu este ca și cum nu cunoașteți această persoană, nu este ca și cum nu știți cine este, nu este ca și cum este o persoană nouă pentru voi, dar nu știu de ce voi încercați aici să vă blocați singuri, dar nu toată lumea, dar vor fi și persoane care se sabotează. Dar în principiu, ideea este că nu se salvează nimic din această situație. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!